ești frumos, surpriza la tine acasă s-a pornit la drum. Mergem astăzi spre o doamnă frumoasă, tinerică, mămică și viitoare mămică din nou. Venim spre doamna Alina din satul Obreja Veche să-i facem o frumoasă surpriză astăzi când este dumneaei omagiată și frumoasă vârstă de 25 de ani, bat azi în buchetul vieții. Noi pregătiți frumos cu daruri frumoase, dulci, să-i spunem la mulți ani din partea cu Eva Drag și să-i aducem această surpriză frumoasă. Haideți cu noi, dragi! Bună ziua! Cu mare drag venim azi în gospodăria dumneavoastră, Alina și Vasile, să felicităm stăpâna acestei case, care sunteți dumneavoastră, pentru că cunoaștem că faceți o frumoasă vârstă de 25 de ani. Și uitați de cineva drag care astăzi, din păcate, nu poate să împărtășească frumoasa sărbătoare a familiei dumneavoastră împreună cu dumneavoastră, ne trimite aici să vă spunem la mulți ani, să vă felicităm călduros și, desigur, vine o întrebare spre dumneavoastră, chiar în startul surprizei. Cum credeți dumneavoastră? Cine ne trimite aici și vrea să vă bucure? Cum v-am mai special? Cred că mămica cu tatele. Chiar mi-am stat. Așa, într-adevăr, mămica dumneavoastră, doamna Eugenia, fratele dumneavoastră, dacă nu mă greșesc, la România, da. Așa, Andrei, vine în fața dumneavoastră cu această surpriză să vă spună la mulți ani, să vă facă ziua frumoasă și în suflet să vă aducă cald, soare și voie bună. Avem aici această tortă pentru dumneavoastră, să spunem la mulți ani. Mulțumim! Așa. Și dacă rugăm soțul să vă ajute să țină torta, pentru că și nimeara mea are un buchet de flori pentru dumneavoastră frumos, mămica dumneavoastră, în special, tot din adinsul m-a rugat să luăm anume inimioară și nu ursul, deoarece dragostea care vă poartă, dragostea de mamă pentru dumneavoastră ca fiică, este imensă, este mare și dacă nu a putut dumneavoastră astăzi să vină cu un buchet de flori frumos spre dumneavoastră, să vă strângă la braț cum a făcut-o întotdeauna, fiindcă ați fost o viață întreagă și veți fi în continuare fata mamei, a trimis această inimă mare, plină de dor, plină de dragoste pentru dumneavoastră, să vă spună frumos la mulți ani. Desigur, am să rog dumneavoastră să vă numi acest buchet de flori. Doamna Alina, frumoasă sărbătoare care astăzi vă bate în buchetul vieții, să vă aducă în primul rând sănătate, ceea ce vă urează mămica și frățiorul dumneavoastră. Să rămâniți întotdeauna acea dulcică fetiță pe care mămica a crescut-o cu mânuțele ei, v-a purtat pe inimioară 9 luni de zile, ca astăzi, peste 25 de ani, să vă vadă deja mămică, să vă vadă iarăși viitoare mămică, vă dorește o sarcină frumoasă, vă dorește putere, răbdare, să aveți parte de dragostea soțului, de dragostea familiei, de dragostea copiilor dumneavoastră. Să nu uitați niciodată că acolo, în inima mamei, un loc principal este al dumneavoastră, celălalt al fratelui dumneavoastră. Vă iubește nespus, vă spune astăzi frumos la mulți ani, vă dorește oameni dragi în cap de masă să vă fie ușa azi deschisă și oamenii de suflet să vă pășească pragul și, desigur, acolo în sufletul dumneavoastră să păstrați loc și pentru ea, mămica și frățiorul dumneavoastră. La mulți ani, încă o dată, vă spunem și noi, viață frumoasă, sănătate și, desigur, noi mai venim la dumneavoastră cu aceeași voie bună, dar sperăm noi cu cald și soare și voie bună. Așa, dacă aveți și dumneavoastră un mesaj aici, spune. Mulțumim frumos! Vreau să-i mulțumesc foarte mult lui mămica și fratele și mi-aș dori foarte mult să fie acum lângă mine. A să vină câteva luni acasă, dar ce să facem, așa este viața. Îi mulțumesc încă o dată foarte mult. A fost o surpriză extraordinară. Să fiți sănătoasă, să trăiască mămica, să fiți sănătoasă, să muncească pentru voi, să se bucure și să culeagă roadele frumoase a voastră, a familiei. La mulți ani încă o dată. Sănătate tuturor! Dorința mamei și dragostea mare, doi factori care motivează astăzi venirea ei acasă, la ziua fiicei. Desigur, ei nu cunosc la moment că nu are loc sesiunea foto, dar dorința mea a fost să delungim acest proces care să scoată în evidență bucurie din ochișorii surprinței noastre și, desigur, și a celor prezenți. Emoții și trăiri de suflet. Fiecare dată încercăm să aducem și cuvinte frumoase și din partea lor, să nu zică lumea pe cuvinte în obradă și nu am spus chiar nimic. Eu fiu în cuvinte. Trăiești, mamic! Rămâne totuși sub semn de întrebare. A simțit-o oare pe mămica alături? Sau a apărut în inimioara ei o dezamăgire că filmarea a luat sfârșit, iar pălăria totuși nu a fost dată jos? Cunoaște doar ea răspunsul, însă zâmbetul și bucuria ei o vedem cu toții, îmbrățișându-și mama după jumătate de an. La mulți ani, Alina! Să fii sănătoasă! Mulțumim!